nu vreau să intru în polemică, dar eu nu sunt de acord, categoric nu sunt de acord, că Alianța pentru Integrare Europeană a fost constituită pentru a numi cineva în funcție. Avem angajamente foarte clare pe care le-am asumat în primul rând în fața oamenilor din Republica Moldova și în fața partenerilor noștri externi. Și de aceea aceste numiri în funcție nu urmăresc decât să asigure cadrul instituțional pentru că aceste angajamente să fie îndeplinite. Reprezentanții partidelor care constituie Alianța au ocupat funcțiile la care am convenit. În rest, nu am decât să revin în a spune că Partidul Liberal Democrat din Moldova contribuie la activitatea Alianței, inclusiv și la nivel de numire în funcție, cu 32 de mandate. Așa vom proceda și pentru viitor. Dacă cineva nu este în funcție la ora actuală, nu este din cauza Partidului Liberal Democrat din Moldova sau nu este problema care mă vizează pe mine. Este necesar să identificăm soluție pentru ca să fie ales președintele Republicii Moldova și pentru ca domnul Ghimbu, așa cum reiese cel puțin din acordul de constituire a Alianței, să fie numit în funcție de președinte a Parlamentului.